Salut! Sistemul de infotainment cu care vine Dacia Spring este Medianav Evolution 3, care se găsește și pe modelele mai vechi de Logan 2, Sandero 2 și cred că și Duster. Și aceste sisteme cu versiune de soft până la 1.015.3 inclusiv vin cu două teme pentru interfață. Este aceasta de Dacia, default, care vine pe mașinile Dacia, și mai este încă una de Renault. Ați văzut-o activată și cum arată într-un clip mai vechi. Da, și odată cu update-ul pe care l-ați văzut în clipul anterior, la 1.015.5, am văzut că putem activa și un nou logo de boot cu acel nou logo al brandului Dacia. Și totodată acest update vine și cu o nouă temă pentru Dacia, pe care ați văzut-o probabil în clipurile de prezentare pentru Dacia Spring 2023, cea care are, da, deci vreau să spunem, noul brand Dacia. Așa, astăzi o să vedem cum o putem și noi activa pe Dacia Spring 2021, să zic, da? Deci în primul rând trebuie să faceți update la versiunea 1.015.5. Urmăriți clipul anterior și aveți acolo în descriere toate, aveți instrucțiunile și fișierul. Este foarte simplu, îl copiați fișierul de upgrade pe un stick, îl introduceți în Medianav și se face update-ul foarte ușor. Da? Și astăzi o să vedem cu DDT for All cum se activează această nouă temă. Eu o să fac, bineînțeles, și un script pentru acel utilitar pe care, la fel, l-ați văzut pe canal, dacă nu vreți să umblați cu DDT for All. Da, eu am aici pornit DDT for All, da, și o să aveți nevoie de acest ECU, ULK Gen 4.1 V06. O să-l găsiți, să-l descărcați în descrierea acestui clip și ca să-l încărcați și voi în DDT for All, trebuie să mergeți la File și Open XML File și îl încărcați. Și o să vă apară, deci, aici în partea stângă. Da? Și apoi mergem pe Configuration, ECU Configuration. Ok, și aici sunt setările. Deci aici am făcut în clipul anterior setarea pentru acel logo nou. Și aici la Coloring, acum avem, deci pe lângă cele două vechi, Dacia și Renault, avem Dacia NBI Coloring. Hai să o selectăm. Hai să activăm și Expert Mode ca să putem scrie. Și apoi dăm Write Configuration. Ok. Da, a scris parametrii. Acest bloc de mai multe opțiuni se scriu toate odată. Și eu când o să fac scriptul, deci o să modific doar primul parametru, restul o să rămână exact cum îi vedeți aici. Da, deci după aceea am aplicat aceste modificări, îi dăm un reset hard ca sistemul să își dea un reboot și o să pornească, deci, cu noile setări, adică cu noua temă. După câte am văzut din clipurile de prezentare pentru Dacia Spring Refresh, da, acea temă are, așa să zic, un pic niște tonuri mai domolite, adică niște culori mai puțin țipătoare, să zic. Da, și am încercat cumva să fie așa mai sobră și folosesc mult khaki. Dacă știți, modelul Refresh vine cu o nouă nuanță de culoare a caroseriei default, care se cheamă khaki lichen sau ceva de genul. Da, și butoanele activate sunt cu portocaliu și restul sunt cu acel khaki. Da, în rest nu sunt, adică este pur și simplu temă, nu sunt alte modificări în interfață. Vedem cum arată și volumul. Da, la fel cu barele cu portocaliu. Da, cam atât pentru astăzi. Mie chiar îmi place această temă, o să o las așa, deocamdată nu o să mai pun pe cea full dark pe care aveam înainte pusă peste tema de Renault. Deci o să găsiți în descrierea clipului XML-ul, scriptul
și tot ce aveți nevoie, urmăriți și clipul anterior pentru a instala 1.0.15.5, pentru că fără acela nu puteți activa nici logo, nici noua temă. Vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați de like, share și abonare și ne vedem data viitoare!